morning, good morning. Oh my god, era scurt. Unde să vă pun? Hey guys, am sprijinit pe un top de hârtie și mâncam niște zacuscă și beam o calamară de ceai verde. Unchiul meu face o zacuscă de casă. Wow! Unul la mână, știu că el înainte coace toate legumele, după care le bagă înăuntru, se fierb și se căsătoresc acolo între ele. Multă lume nu face chestia asta, băi, și are un gust atât de bun. Foarte mi-a scris că la profi lângă noi sunt pumpkins și am zis, ia și mie unul plătește-mi și lasă-mi la casă. Și de fapt plecase, făcuse doar poza și mi-a trimis-o după. Și vreau neapărat să mai iau grădința cu scasta. Să ies așa rece, fix cum arăt, să mă duc să-mi cumpăr pumpkin, pentru că astăzi m-am trezit cu poftă de plăcinte cu dovleac. Neapărat. Mi-am scos niște foietaj, facem plăcinte cu dovleac. Nici măcar nu m-am spălat pe dinți, nici măcar nu m-am spălat pe față, nu m-am pieptănat, nu mi-am făcut absolut nimic. Vreau să mă duc până la profi, să fug rapid și să-mi cumpăr un dovleac sau doi. Sunt singura care își pune atât de multă zacuscă pe pâine. E ca și când aș avea frați. Bine, am un frate, dar nu ești cu mine. So, unchiul meu face zacusca fix ca bunica. Bine, e rețeta la bunica mea. Dar este atât de bună, o fac fix la fel. Fix la fel. Ok, hai că iau altceva pe mine. Și mi-au plasa asta de la Hello Body cu boobies. Câți boobies. Cei de la Hello Body au avut o campanie cu Breast Cancer Awareness acum în octombrie și avem un set de la ei și înăuntru era plasa asta cu boobies pe care o folosesc când merg la cumpărături. Bine, hai să mergem să luăm doarele. Come and get your love. Mi-am și ciurat în picioare. Nu m-am splat, nu m-am nimica. Oh yeah! Băi, deci iubesc când găsesc bani în haine. Ador. Deci fie că e 5 lei, că e 10 lei, mă simt așa mai bogată. Hai să-mi iau astea și telefonul și ochelarii și chei și hai să mergem să luăm pumpkin! Am fost și am găsit dovleac și erau de fapt doar 3 surprinzători în tot magazinul și mi-a zis doamna de la casă că n-au avut până acum și au adus doar câțiva să vadă dacă se cumpără și eu am cumpărat 2 și am lăsat 1. Deci, jur, deci asta a fost ziua mea norocoasă. Am zis că vreau plăcintă cu dovleac. Au avut dovleac aici lângă și uite. Doamne. Doamne, ce minunăție a naturii. Uite-te ce culoare frumoasă. Vai, ce frumos e. Și am mai luat încă unul și aș putea cu unul să fac plăcințică și pe unul să-l carbuiesc, să-l fac ca de Halloween. Nu știu, dar am găsit niște dovleci atâta de frumoși. Doamne, ce happy sunt eu cu dovlecii mei. Hai să-i lăsăm aici. Și am mai primit o revistă de asta cu domnul Cuponaistu, nu știu ce. Mi-am luat Oreo, 4 pachete de Oreo. O să vă arăt ce facem cu ele cât de curând. Și mi-am luat niște zahăr brun. Ăsta a fost cel mai bun pe care l-am găsit. Margaritar, așa, și mi-am luat un pachet de glow-uri. And that's that. Vreau să-mi termin de băut ceaiul, vreau să mai stau puțin, după care să fac duș și să ne apucăm. Cam ceva treabă de făcut astăzi pe aici. M-am apucat să-mi călesc dovleacul, am pus niște bucățele mici de unt și o să adaug niște zahăr aici, vreo 200 de grame, cred că scorțișoară, mai văd eu ce fac. Și cred că o să iasă foarte, foarte bun, am excited. Deja începe să aibă un miros așa foarte fain dovleacul ăsta. Yeah. Așa mai îmi place mie să stau lângă cuptor să-l păzesc în timp ce mi se coace plăcinta. Mi-aduc aminte când eram copil și au cumpărat ai mei mașină de spălat. Stăteam, frate, și ne uitam fix așa, chiar râdeam cu Mike mi-a dat trucul de când am fost la mine. Am făcut plăcintă cu mere, ca un fel de strudel sau nu știu cum numiți voi chestia asta cu foietaj. Dar la fel, la un moment dat stăteam amândouă așa că eram fierte să mâncăm și zicea, ți-aduce aminte când erai mică și stăteam și ne uitam cum spăla mașina de spălat, era ceva wow, să ai, știi, mașină în care se vede. Deci, da. Și da, stau și păzesc plăcinta ca să pot să mă duc să fac un duș, că mi-e teamă că, nu știu, poate cumva o ar sau mai știu ce, așa că stau aici și o păzesc cu minte. Ce-mi place lingeria asta de pat aici, cum arată așa foarte
foarte cute, așa. Parcă e un picnic aici în pat la mine și în baie îmi pregătesc pentru că vreau să fac o baie, dar înainte am vrut să vă arăt organizatorul ăsta care este foarte cute și se învârte și planta asta fake între timp și l-am luat de pe un site, nu mai știu cum îi spune exact, dar dacă căutați organizator cilindric, ceva care se învârte, sigur îl găsiți și aici mi-am pus câteva dintre produsele de skincare, încă nu mi-am așezat tot. Urmează să fac asta și am lumânarea asta de pe Look Fantastic și miroase atât de tare aici în cameră că nici n-am nevoie să o aprind, deci este Distress de la Neom și dacă vreți ceva de pe Look Fantastic, ăsta este sectorul meu cu Look Fantastic, am și un cod, codul este Alina și aveți 22% reducere la lista pe care o să vă las în descrierea videoului, aveți peste 10.000 de produse. Wow, asta îmi place iar foarte, foarte mult. L-am folosit în ultimele seri. M-am spălat și eu pe cap, mai arătam. Nu știu cum sunteți voi, dar eu de când a început toată nebunia asta cu corona, cred că pot să număr pe degete de la o mână de câte ori am purtat gloss. Pentru că nu pot să porți gloss având în vedere că purtăm măști tot timpul, deci, nu știu, e tot sticky-icky, se ia, mie nu-mi place așa ceva. Și a venit tipul de la Fan Curier, mi-a dus un colet și de obicei eu cobor după ele, sunt genul ăla de client de treabă care cobor eu după coletele mele care trebuie să-mi fie aduse până la ușă. Dar mă rog, e ok. Și l-a rugat să vină el sus de data asta, că de obicei cobor. Și de obicei când vine sunt boschetară, cum ați văzut voi adineori mai devreme în vlog. Și a venit la ușa la mine și zice, mă rog, mi-a schimbat bateria și mi-a zis, ceau, tu ești Alina? Și eram, da, eu sunt aia care vin tot timpul și arăt groasnic după colet și nu știu ce am primit aici. E fan când primești pachete din astea PR, că niciodată nu știu ce primești în ele. Sau uneori eu mai fac comenzi online și uit de ele și atunci când ajung la mine e ca un cadou de la mine. Upăr! Aerium. Ok, what this? What is this? Nu știu exact ce trebuie să fac cu acest cuib. E ceva aici înăuntru? Ah, e o plantă. Ok. Ok, și ce trebuie să fac cu plantuța asta drăguță? Am avut de filmat între timp un mini review pentru espresso-ul meu de la Philips și mi-am făcut aici o cafeluță și am zis că s-o beau cu voi și să testez și eu plăcinta mea cu dovleac. Plăcinta mea cu dovleac n-am mai apucat să fie pudrată, dar sincer să zic nu mă deranjează absolut deloc. Mă deranjează bluza aia roz din spate, dar poate vă o să o adun imediat de acolo. Gata, nu știam unde să vă pun. Eu sunt genul care dacă face cineva ceva prăjitură sau pâine sau whatever, mie îmi place să mănânc colțurile. Și mi-am pus un colț! Hai că sunt chiar curioasă să văd cum i-a ieșit. Ce niște zahăr pudră, dar v-am zis că... Nu știu cum să zic, dar e foarte bună. Și mi-am luat colț. E ca și când aș fi cumpărat-o, jur. Nu știu de ce de fiecare dată când mănânc plăcintă cu dovleac, cred că am mie spre gură, că mi s-a lipit de gloss, dar whatever, mi-aduc aminte de bunica mea din partea lui taică-miu. Deci femeia aia știa să facă o plăcintă cu dovleac. Pericol. Și dacă mă întrebați ce am pus în plăcinta mea cu dovleac, am avut foietaj, am curățat dovleacul, l-am ras, a durat, mi se pare, foarte mult treaba asta și eram sincer. Dar anyway, după aia l-am călit pentru vreo 25 de minute chiar, pentru că a trebuit să scot toată apa din el afară, cu vreo 200 de grame de zahăr și cred că am avut cam un kilogram de dovleac acolo, sau poate un pic mai bine, cu vreo 150 de grame de unt. Și înăuntru am mai pus scorțișoară și nucșoară, dar după gust, după preferință, puteți să puneți tot felul de spice-uri, puteți să găsiți la magazin spice-uri din alea prefăcute care au scorțișoară, ginger, nucșoară, toate spice-urile astea și să fie și mai cumva, dar da, a ieșit foarte, foarte bun și cred că o să-i placă foarte mult și la fort. După ce mi-am băut cafeaua și toate alea,
Mă gândeam că ar fi fain să vă arăt ce m-am gândit să fac. De fapt, m-am gândit eu că ideea s-a mus-o la Khloe Kardashian de un miliard de ori. Și este vorba de faptul că avem 4 pachete de Oreo. V-am arătat treaba asta azi dimineață. Și avem aici una burcată, una bucată, borcan. Eu l-am comandat ăsta de pe Ikea, nu știu de ce mă așteptam să fie mai mare și am vrut să iau unul mai mare, dar nu era. Vreau niște borcane de ele așa imense, dublu, poate triplu față de ăsta, dar da, o să vedem ce o să putem să facem. Și practic Chloe ce făcea? Își punea biscuiții, nu știu unde a văzut ea ideea asta, că nu cred că s-a trezit într-o dimineață și au zis, da, eu de astăzi nu așa mănânc biscuiții, dar este... fan, o să facem și în aceeași chestie și o să pun biscuiții cumva în sus pe straturi, așa ca niște cărămizi cumva, nu știu, sigur. Hai să încercăm os. A, mie să nu-mi zici că rupți unii. Ba, chiar sunt. Super. Și ea făcea o schemă de genul ăsta. Hâț. Da, păi dacă... Băi, de ce sunt rupți? Dacă-s rupți, nu e faină duma. Super. Acum trebuie să strâng mizeria asta de pe jos. Minunat. Ce să zic, așa e drăguț, dar acum oare ce fac cu el? Ideea este că dacă faceți borcănașe și biscuiți de genul ăsta, îi puteți înlocui odată la 3-4 săptămâni. Asta dacă rezistă 3-4 săptămâni. Dar da, arată destul de cute. Hai mă că e cute, măi. I like it. Dacă era borcanul și mai mare, era mai fain, da, așa. Na. Dacă vine cineva la voi, arată drăguț, poate acolo lângă espresor pus, are noi, găsesc eu un rost. Am ajuns tot în pijama. Și momentan aștept să-mi termine mașina de spălat și cât mai stau pe zi pe aici îmi pun diferite pături pe canapea și mai știu eu ce, pentru că canapelele astea, după cum puteți să vedeți, sunt foarte, foarte fancy. Și ce se întâmplă? Nu vreau să o fucking distrug. Și eu sunt genul de chiriaș care, dacă stau într-un loc, încerc să nu bat joc de lucrurile oamenilor și având în vedere că canapele astea sunt superbe și nu vreau să le stric, pe zi când mai lincezesc eu pe aici pe canapea, pun o păturică. Și nu știu ce să mâncăm mai târziu când vine forte, deci eu n-am pregătit astăzi nimic de mâncare. Eu am mâncat zacuscă, plăcintă cu dovleac și Oreo și cafea și ceai. That's it. Asta am mâncat de toată ziua astăzi, numai bullshit. Și nu știu când vine foarte ce mâncăm, că nu am chef să gătesc nimic. Și usually, că nu fac nimic, că uite așa stau aici pe canapea, uite așa! Știți ăla? Și stau aici pe canapea și mă uit la... E ora 4, mă uit la măruță, mă uit la chestii de genul ăsta, mai stau, mai ciluiesc, că mi-am pus o mașină de haine la spălat și până spală, mai pierd timpul, mai... Life is good! Hai, deci am deschis mașina de spălat și am găsit o brichetă și primul meu instinct care a fost? Fai, forte, că nu știu ce. Când încă nu mi-am să aminte că mi-am spălat o geacă de-a mea și bricheta asta era în geaca aia. Oare mai merge? Mi-e frică! Păcat de brichetă, chiar era frumoasă. Suntem acum și mă gândeam, oare sunt singura care atunci când se întâmplă ceva greșit, imediat dau vina. Foarte, foarte, foarte de vină. Bine, acum fie vorba între noi, 80% din cazuri ele de vină, dar de data asta a fost vina mea și pe aia m-am simțit prost, gata vina mea. Nu știu dacă vă mai amintiți geaca asta pe care tocmai am spălat-o, dar este de la Instinctiv. Am primit-o acum ceva timp.
Nu știu ce am aici pe ea, văd că era o pată și totuși nu a ieșit. Cred că ultima oară când am purtat-o la Electric Castle și scrie, dacă voi nu mă vreți, eu nici atât. Și așa e, bitch. A fost acum Pepe la Măruță și a cântat melodia din numai iubirea, doar iubirea, îți dă speranță să trăiești. O să-mi iau copyright, eu cânt numai iubirea pe vlog, dar mi-am adus aminte când eram copil, băi, deci mă uitam la numai iubirea, mă uitam, rupeam, deci dacă nu te-ai uitat, minți că te-ai uitat. Am chef să mă demachiez, l-am rugat pe Forte, să-mi ia niște cașcaval, pane, că mi-este poftă și... Da, anyway, mă duc până la baie că vreau să mă demachiez și am vrut să vă arăt cu ce mă demachiez eu de obicei și funcționează foarte... Și funcționează foarte bine. Oh, minunat. Aveam becul ăsta mic aprins în baie. Urăsc când se întâmplă asta. Numai iubirea, doar iubirea. Cred că ce mă înjură vecina mea. Îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire. Ce mi-am sunat să pără aici? Anywho, I can do anything better than you. Vă rog să mă ignorați. Nu știu, să viți peste partea asta din blog. Deci, mi-am pus eu piciorul aici pe vană, că aici avem vană și dincolo avem duș. Trebuie să montez ușile, că nu le avem. Dar, îmi place să folosesc de la Clinique, Take the Day Off, Cleansing Balm. Practic este ca un fel de cremă, o folosesc de ceva timp și nu se termină, e ceva magic. Și asta o găsiți pe Look Fantastic, oh my god, deci acolo știu că vorbesc în continuu, dar găsiți o grămadă de branduri high-end și toate felurile acolo. Și ce fac eu? Se ia, uite, atâta pe dești, da? Și o încălziți așa între mâini. Hai să vreau să dau drumul la apă să vină călduță până în alta. Și după care faceți peste tot această schemă. Și el o să vedeți că o să vă topească. Literally, vă topește machiajul de pe față. Și știu că arată super nasty, dar crede-mă că merge foarte bine și topește tot. Și gata, sunt foarte curățică pe față. V-am zis că mă înroșesc în zona asta, mai ales dacă frec zona aia, mă înroșesc. Dar după ce se calmează pielea, veste bună este că îmi trece și roșața e destul de mult. Aloha! Am venit de la sală și mi-am luat câteva chestii de pe drum. Este a doua zi. By the way, aseară n-am mai filmat, că n-am mai avut chef, sincer, pretty much. Și am fost la magazin, mi-am luat niște ceapă verde. Nu știu de ce am zis așa. Mi-am luat doi avocado, care arătau foarte, foarte bine. Îmi place că mi-au tot timpul chestii healthy și seara, nu știu, am o perioadă așa în care seara îmi vine să mănânc numai bullshit. Pe zi mănânc ok, seara stau așa de confortabil și tot timpul îmi vine să mănânc chestii, ba să ronțui chipsuri, ba să, nu știu. Mi-am luat, vreau să fac o salată și mi-era poftă de niște dressing de la Hellmann's, smoky Caesar salad dressing. Eu de obicei nu cumpăr dressing-uri, nu știu ce a fost în capul meu. V-am zis, am pofte and not pregnant. Era poftă pur și simplu și mi-am mai luat niște ardei roșu. Îmi place foarte mult ardei roșu, mai ales rostuit la cuptor. Astăzi nu este o zi super exciting. O să trească să editez. Am un clip de editat pentru IGTV. O să fac un duș și o să vreau să fac ceva de mâncare. Deci mi-e poftă pe drum. Poate o să fac cu voi rețeta mai târziu. Dar pe drum mi-era poftă foarte, foarte tare de ca un fel de genul de pad thai, de mâncare din asta, Asian ceva. Și mi-am adus aminte că în frigider am niște noodles, am broccoli, am ardei, sos de soia, am tot ce-mi trebuie, am sos Worcester, am de toate. Aș putea să fac mai târziu ca un fel de... la wok, dar n-am wok, o să fac într-o tigaie, whatever, și...
Da, nu știu, mi-era poftă de mâncare Asian. Și le spuneam fetelor că zic, băi, așa poftă mi de ceva mâncare din asta Asian cu broccoli și cu, nu știu, așa, semi-healthy. Pentru că când fac chestii genul ăsta, pun broccoli, pun morcov, poate pun niște ardei, pun ceapă verde, na. Și usually, ce vorbesc eu, numai despre mâncare de când a venit, și usually fac un fel de sos din asta cu spicy peanut. Ai nevoie de un de arahide, de ceva usturoi, de ceva ginger și e așa, e semi-healthy. Și poate să fac chestia asta mai târziu, să văd, dar ideea este că am editat și asta înseamnă că vreo 7 ore sau ceva genul ăsta. De fapt, nu știu cât am filmat, o să am de lucru. Îmi desfăceam și eu o geantă de sală și mi-am adus aminte că nu v-am arătat adă și noi pe care mi-am luat de sală. Și îmi plac foarte, foarte tare, adică surprinzător. Nu știu, adică nu că nu așteptam să-mi placă, doar că sunt foarte comod și foarte potriviți pentru sală și mi se pare că talpa este super aderentă. Și este vorba de Adidas ăștia de la Nike. Modelul este Nike Air Max și atât. Nu știu altceva, dar arată fix așa. Sunt super comod pentru sală. Îmi place că aici au o întăritură la călcâi și ține piciorul foarte, foarte fix. Sunt orice nu o să le dai la sală, mi se pare că se mențin destul de bine de-a lungul timpului, chiar dacă sunt albi, complet imaculat, deja i-am de vreo 2 săptămâni sau ceva genul ăsta. Și, da, dacă i-aș purta pe stradă, i-aș murdări mai repede și, da. Dar pentru sală, foarte, foarte frumos. I-am și pe cei vechi, o să-i țin de backup, dar îmi plac foarte mult. I-am de pe Effect Cool, by the way, și acolo de obicei am coduri de reducere odată la ceva timp pe Instagram, dacă vreți să verificați. Dar sunt foarte fain, mi-am luat 36-le și se potrivesc perfect. Și ar trebui să-mi fac curat la hainele de sală. Mi-am făcut o comandă la MyProtein și sunt anumite perechi de colanți care, nu știu, pe care nu i-am purtat foarte des sau, nu știu, ceva nu-mi place neapărat cum vin pe mine și mă gândeam să îmi fac curat în dulap pentru că va trebui să-mi vină comanda cea nouă și de obicei eu cu hainele ori le donez pentru că acum mai nou, nu știu dacă ați văzut și prin Julius Town, la Zara, de exemplu, era un tomberon așa imens și era de la Crucea Roșie și puteai să-ți donezi hainele pe care nu le mai voiai acolo sau de obicei eu am la cine să le dau, am o grămadă de prietene care fac și ele sale la rândul lor și de obicei hainele pe care eu le port nu e că le forjez foarte tare pentru că lucrând pentru MyProtein de vreo 3 de zile primesc chestii de la ei constant și atunci nu știu, le port super puțin și fetele abia așteaptă, așa că cred că o să-mi fac curat la haine pentru că am vreo nu știu, câteva perechi de colanți iară care aș vrea să-i donez și să-mi fac loc pentru haine noi de sală. Ce-mi plăcă Adidas și ăștia. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu de fiecare dată când am Adidas noi la sală sau ceva echipament nou, bă, o face să trag la sală parcă de 2 ori mai tare, nu știu cum să zic. Nu știu de ce, ăsta este efectul hainelor noi la sală. Cel puțin pe mine. Când am haine noi la sală, tot timpul îmi place să să trag mai tare, nu știu de ce. Da, gata, mi-am făcut ordine la chestii. De obicei, când fac orice, știu că voi îmi spuneți chestia asta, că mă puneți pe fundal și vă faceți treaba. La fel fac și eu, mă uit uneori la Wendy. De fapt, aproape tot timpul la Wendy Williams. Și da, astea sunt chestiile care le voi dona. Și asta este o bustieră foarte faină și era nouță de la Gymshark și este foarte faină și materialul e mișto, dar din păcate pe mine mă, nu știu, parcă e prea un pic prea fixă pe mine, așa că o voi dona cu siguranță, fetele să vă bucura. Mai am, asta este nouă, nici măcar n-am apucat să o port și mai am aici o bluză foarte faină cu spatele gol, tot de la MyProtein, așa că astea le donam. M-am țăpat aici jos. Ce-mi place raftul ăsta meu, nu știu dacă l-a dus vreodată. Voiam să zic că eu nu mă atașez de fel de haine. Nu știu. Nu-mi place să țin haine în dulap dacă nu le port, nu știu, un an de zile sau un an jumate, cu siguranță nu le mai port. E un motiv pentru care le ocolesc în garderobă. Și nu-mi place să ocup spațiu inutil în dulap. Și atunci prefer să le donez, să le dau sau mai știu eu ce și dacă cumva aveți lucruri care nu le mai purtați și sunt în stare bună,
Acum nu zic, doamne, dacă aveți o geantă super faină care pur și simplu n-o purtați, da, e dreptul tău să încerci să vinzi chestia aia, dar dacă aveți haine care, nu știu, e prea multă bătaie de cap să le vinde sau mai știu eu ce, sau vreți să faceți o faptă bună, donați-le, nu vă ocupați dulapurile inutil. Plus că așa vezi dacă trebuie să-ți cumperi ceva nou sau nu. Deci voi vedeți cât e ceasul acolo? Hai, focusează. Este ora 5 după amiaza și stau aici de la ora 11. Pentru că cei de la Wondershare au schimbat softul, mie nu mi s-a făcut update, au schimbat foarte multe chestii, a trebuit practic oarecum să învăț programul din nou. Foarte multe chestii nu erau la locul lor, am vorbit cu suportul vreo 3 ore, nu ne-am înțeles nici cum, până la urmă mi-am dat eu seama singură, l-am sunat pe Seba, n-a mers, nu mergea IGTV-ul. Deci de la 11 și asta ora 5 și video ăsta pe mine are 5 minute, deci atât. Atât, asta am făcut eu toată ziua astăzi. Deci n-am mâncat, cred că am băut un ceai, n-am făcut nimica, n-am făcut de mâncare, n-am făcut nimica. Băi, atât am stat până, mi-am dat seama, dar e gata, deci e gata. Am terminat cu ea. M-a luat și frigul, m-a luat toate și mi-o foame de nu mai pot. Dar mi-am pregătit tot ce am nevoie ca să-mi fac noodles. Și avem niște udon noodles. Sunt niște noodles și niște mai groși. Sunt fresh, trebuie doar în apă puțin desfăcut și cam atât. Aici mi-am făcut un sos spicy peanut gen. E unt de arahide, miere, ghimbir, usturoi, de asta cum zice, sos de soia, puțin Worcester sos, puțin sos din ala spicy, așa, nu mai știu cum îi zice exact, mă rog, mai multe sosuri și asta o să vină pus la sfârșit și înăuntru am pus și niște pudră de porumb, de amidon, pentru că îl face puțin mai gros, n-am pus foarte mult, am pus așa o linguriță rasă. Aici mai am niște ceapă care vreau să prăjesc la început. Și aici mi-am tocat și legumele, am broccoli, ardei, capetele practic de la ceapa verde. Mergea și o să văd dacă mai am prin congelator niște morcovi. Cam așa arată noodle și mei udon. Eu am mai făcut rețeta asta în trecut, puțin diferită, dar totuși cred că cel mai bine se potrivește cu carne tocată. Ce carne tocată vreți voi? Pui, vită, porc, nu contează. Nu prea îmi place varianta asta foarte tare, dar este bun la gust, o să mănânc, Doamne ajută, boda proste, de fapt nu, eu am făcut-o. Now from the top, make it drop, let's go add pussy, now get a bucket and a mop, let's go add. I'm talking wow, 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 let's go add pussy, fuck. Pot, let's go add pussy. Când vreau să mă plăzești cu ștea. Miau! Vreau, cum o ciudățica mea. Miau! Ești puțin ciudățica. Ai, bărb! Love hurts! Eu, da. Atunci când sunt necăjit, mă opresc și plâng un pic. Milionul porc cu mine, nu știu dacă e rău sau bine. Îmi pare rău că am îmbătrânit și anii mi s-au dus. Că sunt zilele mele, una bună, zece rele. Now from the top, make it drop, that's the wet ass pussy. Eu sunt bambuinul tău preferat. Ce? Bambuinul tău preferat. Da, e bambuinul meu. E sâmbătă dimineață și aseară am adormit pe la ora 10. Deci, și pe când dormeam... Nu, plictisesc vineri seară. Și pe când dormeam mai bine, că asta a fost problema de fapt, pe când dormeam aici pe canapea mai bine, că m-am adormit, că eram obosită, că mi-am spart creierii cu video-ul ăla ieri, am primit al doilea roaler din ăla. Deci am primit unul, la cât am primit iubire? La 6? La 6 și pe aia ne-am mai dat încă o teroare la 10. Nu știu de ce, că am primit unul la 6. Și m-am trezit și next thing you know, primesc și mesaj de la Work Class cum că se închid sălile pentru 14 zile și era... Da. M-ați cam... pe românește. Singura mea plăcere, deci singura mea plăcere, cu adevărat, să mă duc la sală dimineața, mi-a fost luată și aia. Ionus,
Singura ta plăcere. Cum ziceam, singura mea plăcere. Dar, da, e nașpa, nu știu ce o să facem. Deci 14 zile, iar nu putem să mergem la sală. E horror. Mie îmi place dimineața să mă duc la sală, super devreme, după cum ați putut să vedeți, întotdeauna eu la 7:30, la 8:30 sunt în sală și mă ajută foarte mult, nu atât, nu mai merg la sală cum mergeam odată, ca să arăt nu știu cum, mă ajută foarte tare și pentru anxietate, pentru mental health, pentru toate chestiile astea și mi se pare că... Da. Oh my god. Arăt fix ca o nebună. Mi-am făcut o mască de la Boschia. Luminizing Black Mask, așa îi spune. Și am dis-o cu o pensulă de la Hello Body. Și am mai încercat un trecut și îmi place foarte tare masca asta. Într-adevăr, luminează tenul și... nu știu, e hidratant, e faină. Și uneori când mai stau în casă îmi place să-mi fac măști de genul ăsta. Și din aia peel-off. Și sper că... This is not considered blackface. Sau orice alt căcat de genul ăsta, că doar mi-a făcut o mască. Că știu că e multă lume pe internet, este foarte pornită și nebună. Eu astăzi am stat chill în casă, vreau și eu să dorm la prânz ca omul o oră și am primit al 4-lea ro alert de ieri. De ce avem nevoie de 4 ro alerturi? Doamne, ce nebună arăt cu masca asta. Dar de ce avem nevoie de 4 ro alerturi? Ok, am înțeles. Unul ieri la 5 după amiaza, unul seara la 10, când multă lume doarme, inclusiv eu dormeam pe canapea, și m-am speriat foarte tare și îmi cauzează chestiile astea foarte multă anxiety. Și astăzi, de dimineață, m-am primit unul și acum, la 1:30 după amiază sau la 2 sau la 3 când racordat, au mai dat al 4-lea. De ce avem nevoie de atâtea alerturi? Că pușcă inima mine. Să bași frica în noi așa și să ne agiți. Pentru ce, frate? Ai dat unul? Lasă-l în mama lui. Da, nu știu. L-am trimis pe forte până la profisia ceva. Și, doamne, cum mă rog cu masca asta. Zici că sunt nebună. Zici că am venit direct de la Techirgo. Nămo, la avem, nămo. Și el curăță cartofi, dragă. Stai bine de casă, domnule. Da, să știi. Zice, hai să stai tu liniștită să curăți eu cartofii. Thank you. Da, știu, predinte, cum are să-mi față cum. Da, știu, cum am filmat mai devreme. Hashtag healthy lifestyle. Hashtag health queen. Hashtag s-au închis sălile și mâncăm numai porcării. Neață, guys. Nu mai știu ce am filmat ultima dată, dar acum mă duc până la Claudia. Cât să-mi fac sprâncenele. N-am mai fost la sprâncene de vreo... Cred că asta e a 7-a săptămână. Și mă normal când îți faci laminare. Mă sună Seba. Da. Oficial nu mai știu ce ziceam. Ziceam doar că... da, de asta sunt închise sălile. Nu mai pup eu sală două săptămâni. Și am zis că dacă tot am timp liber, să mă duc până la Claudia pe jos. Și da, e foarte fain afară. Mi se pare că verdele astea când sunt nemachiată mă face foarte spălăcit așa cumva. Nu știu de ce, dar îmi place hanoracul ăsta. E foarte cozy și aici în față, sau nu știu unde scria, offline. Mai să nu mă calce mașina. Și foarte azi dimineața a fost să atestat pentru COVID la el la muncă. Apropo, nu mai lucrează pentru club de ceva timp, dar la noul lui loc de muncă au fost depisate două cazuri și atunci s-au gândit ca să fie toată lumea safe, să îi testeze și a fost azi dimineața de a făcut testul. A zis că n-a fost niciun big deal, cum zice lumea, că-ți bagă până nu știu unde bețișorul și vai că ce traumă. A zis că a fost foarte chill și astăzi așteptăm să-i vină rezultatul. Noi nu credem că este nimic, sincer să zic. Cred că totul este check, dar just to be safe, s-a testat și el. Și o chestie foarte faină și știu că nu multe firme fac chestia asta, dar la el la muncă angajații au fost testați pe banii angajatorului. Nu pe banii angajatului, că am o prietenă care s-a testat recent și nu au salariile cele mai mari. Și da, au trebuit să-și plătească ei testul, deși la ei la muncă au fost depisați la fel niște colegi, au trebuit să-și plătească fiecare 350 de lei. Da, într-un fel înțeleg și angajatorii, dar în alt fel, nu știu, poate fair, mi s-ar părea, poate să plătească 50-50, jumătate angajatul, jumătate angajatorul, dar în niciun caz angajatul să suporte toate cheltuielile dacă
la muncă sunt depistate cazuri. Nu știu, just my thought. Hai că dacă tot am timp și am luat așa cu păcel pe jos până la Claudia, mai am timp să intru la Starbucks să-mi iau un pumpkin spice latte. Because, oh, se deschide EMAG! Așa că mă duc să-mi iau un pumpkin spice. Claudia a zis că nu vrea, că am sunat-o și am întrebat dacă vrea și ea unul, a zis că nu și mă duc și eu să mă răsfăț. Dacă toți suntem pe depresie. Na, fix ghinionul meu, n-aveau pumpkin spice latte. Mi-am luat un mocha something or another. Și uite că până la urmă iese și soarele astăzi. Parcă am simțit că trebuie să-mi iau ochelari de soare. Era foarte nora când am plecat de acasă. Gata. Mi-am făcut sprâncenele. Uite și pe Claudia aici în spate. Da. Și mi-am făcut sprâncenele foarte faine. Știu că par așa mult mai intense inițial, dar le-am și vopsit puțin și complet demachiată și atunci de aia par așa foarte out there. Cât de unde se duce. Exact, dar sunt foarte, foarte faine. Și pentru cei dintre voi, cum ați mai întrebat și pe Instagram, dacă rămân așa întotdeauna în sus cumva, când le perio foarte, foarte în sus așa, nu. Așa aleg eu să mi le fac, nu trebuie să le țineți ca și mine, dar mie îmi place efectul ăla pentru că îți ridică sprânceană foarte, foarte mult. Și Claudia se ocupă întotdeauna de sprâncenele mele și dacă vreți să urmăriți, și ea este pe YouTube. Bă, mai postez pe YouTube? Nu. Nu mai postez așa de des, dar mai postez pe Instagram. O să mai postez pe YouTube, dar acum, din păcate, nu mai am atât de mult timp, dar o să revin. Cu siguranță voi reveni cu un clip curând, cu ceva foarte fain. Bine, o găsiți pe Claudia pe Instagram, Claudia, Nița? Da. Claudia. Claudia, bară jos. Nița. Bun, perfect. Da. Și o să vedeți că ea face și niște sprâncene foarte faine dacă intrați pe eyebrow lifting. Și dacă sunteți din Timișoara, vă așteptăm aici, la ea. Am prieteni din alte orașe. Auzi, vin special clientele. Arad, Oradea, nu mai știu. Mi-aduc aminte când mă rugai în ianuarie, mai știi când mi-ai zis hai la sprâncene sau când ai mi-ai zis și eram, nu, dar nu știu, în capul meu mi se părea că era ceva, cine știe ce nebunie, că ai acolo fost la emisiune la Măruță și ți-am zis hai să-ți fac sprâncenele frumos când mergi la Măruță. Nu vreau, că cine știe ce e asta. Exact. Mai știi că așa mi-ai zis. Da, și dacă știam că e așa de fain, veneam de mult. Dar din altfel că aprecia Măruță când mergeai la el. Exact, dar din iunie parcă vin la tine, așa sau de când vin la sprâncene? Da, iunie cred că. Foarte după pandemie, cred că ai venit, așa te-am insistat eu să vin continuu. Jur, foarte mult îmi plac. Foarte mult. Uite, fain se vede. Deci tu mai aproape. Și eu le-am făcute, dar le-am de ceva vreme și eu nu prea mă pensez. Bine, la mine și-s foarte proaspete, de-aia poate sunt un pic pe aici. Da, și eu am aici o cicatrice, de că mi-am spart capul, știi? Și na, se vede diferit. Nu, dar foarte. Eu m-am și pensat subțire de mulți ani. Mulți ani. Bine, aia și eu. Deci dacă vreți să veniți la Clau, vă aștept cu drag. Auzi că am venit la forte. Și zicea că îl deranjez, îl ascultă în timp ce lucrează, că v-am zis că stă în home office acasă. Black metal, dă-i drumul să audă. Da, asta ascultă el când lucrează. Eu nu înțeleg cum, dar mă rog. Am fost până la Lidl, că am ieșit de la Claudia și mi-am cumpărat, să aveți neapărat tot bag-uri de genul ăsta în jeans, că sunt foarte faine. Sunt niște plase din material textil, ca să nu mai cumpărați voi plase din magazine și asta de la Hello Body, a fost o campanie cu Love Your Boobs, cu Breast Cancer Awareness și am primit un și mi-am luat niște biscuiți din ăștia foarte buni, mi-am luat niște burger buns, mai de mult pe Instagram mi-am luat hate că mi-am făcut burger și mi-am făcut, sau nu, ce, de ce hate, ce hate mi-am luat, că mi-am făcut eu. Că nu mi-am omorât, cred că vaca sau ceva genul ăsta. Nu, glumesc. Mă rog, cred că o să fac niște burger și mi-am luat una alta. Carnea asta, foarte bună. Ție îți plac ăștia. Deja foarte. Hamburger din vită Irish Angus. Foarte, foarte bună. Am mai luat mai demult cu porția, am făcut. A fost excelentă. Excelentă. Nu vă uitați că de la Lidl, că a fost wow. Mi-am luat niște cheddar. Mi-am mai luat niște broccoli. Ce mi-am mai luat aici? Niște șuncă de Praga. Niște somon afumat. Niște șuncă cu crustă. Baconul ăsta lor care este foarte, foarte bun. Niște rezerve din asta de toaletă. Unt. Țigăruri. Ia țigărurile, mister. Șalotă. Și asta mi-am luat eu. De la Lidl și mi-este o foame, deci mi-este o foame
să nebunească. Îmi pun astea la loc și facem ce o să mâncăm. Oh yeah, oh yeah, stai că vă aburesc. Am fiert niște paste și ăsta este sosul ăla meu de lasagna, pe care îl puteți congela, îl puneți în borcane și când aveți nevoie, doar de congelat borcanul, fierbeți niște paste și easy peasy aveți prânz sau cină. Wow, ce poftă mi-e. Zi-mi tu mie când arată bine pastele astea. Ok, guys, cam asta a fost vlogul de săptămâna aceasta. Dacă v-a plăcut, nu uitați ca întotdeauna să dați un mare thumbs up. Ne vedem pe Instagram, @fatalui_gologan. Și ce să vă zic altceva, vă pup, să aveți o zi frumoasă ca și voi și vecinii mei dau găuri. Bye!